Bine v-am găsit, dragii mei. Vreau să vă prezint în acest videoclip un lucru care cred că e de sezon, că toți folosim acum la curățitul pomilor, folosim foarfece de tăiat, foarfece de cringe. Am aici un Felco 7, dar nu aceasta este important. E important ca după ce îl folosim sau înainte de a-l folosi să-l ascuțim, și pentru că e foarte important cum este ascuțit, pentru ca să-l folosim cât mai mult, e important să știm cam care sunt pașii și ce ar trebui să facem. Și aș vrea în momentele următoare să vă prezint cum voi ascuți eu această foarfecă pe care am folosit-o astăzi și pentru a fi pregătită pentru data viitoare. Pentru aceasta avem nevoie de o, așa zisă, piatră de ascuțit. Aceasta este o piatră cu o granulație foarte fină, folosită în industrie. Pentru acest oțel, pentru această gură de tăiere, avem nevoie de finețe ca să aibă o gură cât mai fină, cât mai lucioasă, cât mai dreaptă. Și atenționare, nu folosim cutea pentru coasă sau piatra pentru coasă. Folosim, există de cumpărat piatră specială pentru ascuțit foarfeci. De la Felco se poate comanda sau sunt. Au o granulație fină ca aici să tăierea sau ascuțirea, mai iertați, când se face să fie cât mai finuță și să nu lase tăietura în formă de dinți de fierăstrău, să nu se formeze zimț în urma ascuțirii. Pentru aceasta folosim o piatră cât mai fină. Am desfăcut foarfeca, piesă cu piesă, fiecare piesă independent. Le-am curățat, se curăță cu o cârpă de vazelină, de orice mizerie și orice lucru, pentru că dacă ele rămân în toate angrenajele acestea, în toate îmbinările, acolo se ruginesc și corodează și e bine ca să putem păstra viața foarfecii vreme îndelungată. Pentru ascuțire, în mod special, pentru că aici vă voi arăta cum ascut, după care vă voi arăta și cum se ansamblează și cum facem și întreținerea, pentru că în tot lucrul acesta care v-am prezentat e vorba de fapt de întreținerea foarfecii. E bine ca acest lucru să-l faci după o zi de muncă, după ce ai încheiat ziua de muncă, după ce ai tăiat, după ce ai să o desfaci, să o cureți, să o ascuți, și ascuțirea se face în felul următor. Cu piatra, așa la un unghi de, eu știu, 15 grade, se trage așa în sensul ascuțirii. Nu contra, se face în sensul ascuțirii, pentru ca să nu formăm adâncituri. Normal, când tragi cu piatra, simți dacă au rămas denivelări, de la, eu știu, dacă au fost deformări ale tăișurilor, a gurii când am lucrat cu ea. Și facem acest lucru, e bine să și umezim, să umezim puțin această piatră de ascuțit și tragem, și o atenționare, tragem numai în sensul acesta și doar pe partea aceasta, pe partea exterioară, nu pe partea interioară, unde indiferent ce s-ar întâmpla, măi, motanule, dă-te de aici, dă-te, motan, braznic, niciodată nu ascuțim pe partea aceasta, pentru că atunci vom strica gura tăișului. Aici trebuie să rămână drept. Trebuie să rămână drept. Chiar dacă în timp lucrul acesta se mai uzează, dar dacă aici ascuțim, îi facem o conicitate, îi facem o gură inversă și atunci nu mai taie foarfeca. Deci e important doar aici, până când simțim că foarfeca noastră are tăișul drept și ascuțit, se simte la mână. Dacă foarfeca e ascuțită des,
atunci nu ai mult de tras, de făcut. Dacă te uiți la lumină, se și vede linia tăișului și nu greșești. Lucrul acesta este esențial pentru că, în primul rând, taie mai ușor și nu se... Și tăietura la lemn este bine să fie cât mai dreaptă, e foarte important când curățim pomii, tăietura noastră să fie cât mai dreaptă, cât mai curată, de ce avem nevoie de foarfece ascuțite. Și important să știm și cum să facem lucrul acesta, pentru ca să o facem corect, fără să stricăm lama. Ce îmi place la Felco, chiar dacă poate oțelul japonez este mult mai, adică nu chiar mult, dar e mai de calitate decât acesta, dar îmi place că se demontează piesă cu piesă și rămâne fiecare și poți să iei tăișul în mână, să iei lama în mână. Acesta e un lucru foarte bun. Și un lucru foarte bun e că dacă o piesă s-a stricat, tăișul s-a stricat, poți să comanzi individual de la fel cu doar asta, ceea ce înseamnă un pic de economie. Dar, în general, orice foarfecă se poate desface, se poate demonta și ascuți. Și e important să facem lucrul acesta corect. Se poate ține și așa. Dar sensul trebuie să fie același. Pentru curățire mai folosesc și înainte de a-l asambla, dau puțin cu spray din acesta, VD40, foarte bun pentru întreținere, se curăță foarte bine, degresează și chiar rămâne o peliculă, pentru că el este și un pic, are și un pic de lubrifiant în el și se curăță toate, se șterge bine, după care trecem la asamblare. La ansamblare folosim pentru a gresa, folosim vazelină, puțină vazelină ca să aibă ungere și forfeca să meargă ușor. Media. La acest model de forfecă folosim lama, se detașează, așa cum am spus, ea are locașul ei. Aici o fixăm, are niște nuturi, e important să fie foarte curat. Mai rămas un pic de... fie foarte curate găurile. Se introduce lama, apoi are un ax care vine montat. Pe acest ax punem puțină vazelină. Nu așa de multă, că excesul va ieși, dar să fie gresat. Se pune vazelina aici pe interior, pe interiorul lamei. Încă un lucru care am uitat să vi-l spun, pe această contralamă, aceasta nu se ascute. Unii poate au altă părere, dar aceasta în general nu se ascute, doar dacă poate a suferit un accident grav, s-a tăiat sârmă la vie sau ceva și atunci rămâne. Atunci tot așa din exterior se trage spre interior ca să se îndrepte gura, dar în general aceasta nu se ascute, aceasta rămâne așa. Eventual poți să dai cu piatra, dar e bine să ai, dacă ai o piatră rotundă sau
ceva rotund, ca să tragi așa un pic să iei, dar nici aceasta nu se ascute. Deci, pentru că aici trebuie să rămână tot drept. Între cele două trebuie să fie o linie perfectă pentru o tăiere cât mai bună. Așadar, punem și aici un pic de vazelină, pe aici unde cele două vor fi în contact. Un pic de vazelină și aici. Așadar, vom prinde contralama, punem la loc. Apoi, înainte să se pună șurubul acesta, se va pune iulița de strângere. Aceasta se va strânge cu simț până la capăt, până când se pune și arcul, ca să avem simț. Până când nu joacă, strângem bine. Aici este un element de blocaj. Acesta îl punem la urmă. Îl strângem foarte bine. Folosim o cheie de 12 sau, mă rog, pentru ele sunt diferite forfecele, dar pentru felco așa sunt cam toate. Dăm puțin înapoi ca ea să meargă bine, să nu se meargă cât mai ușor, dar să nu aibă joc. Și când simțim că ea nu agată. Și atunci punem opritorul. Punem elementul de blocare. Vedeți? E un element de blocare. Și chiar dacă poate dintre forfeci felco are cele mai multe elemente de demontat, altele sunt foarte simple, mult mai simple. Nu durează așa de mult dezansamblatul, mai ales după ce o faci de câteva ori, o faci ușor. Strângem bine șuruburile și forfeca este gata. Și ia, lucrul acesta este vital, vital și sănătos pentru fiecare forfecă. Nu uitați de fiecare dată să folosiți alcool pentru când lucrați, să dezinfectați. Nu știu dacă am mai spus lucrul acesta, dar e bine să dezinfectăm lamele după fiecare, e bine după fiecare pom sau după fiecare, pentru că fiecare tăiere face ca aceste lame să rămână încărcate cu microbi și cu bolile de la fiecare pom. Curățând cu alcool, dezinfectăm și acești microbi sunt îndepărtați și nu transmitem boala de la un pom la altul. Acestea sunt niște sfaturi. Sper că sunt bune pentru dumneavoastră. Vom face și o mică demonstrație. Voi face și o mică demonstrație cu niște hârtie. Uitați. E cam groasă. Tăietura este bună. Hârtia pe care am folosit era cam umedă, dar uitați, na, și asta nu merge așa de bine. Uitați. Cu acestea fiind spuse, sper că v-a plăcut
acest material. Sper să fie de folos. Foarfeca este gresată, este ascuțită și se poate folosi cu bine și nu obosește nici mâna. Sper că v-a fost de folos. E bine pentru cei care folosesc asta să știe cum se întreține o foarfecă de curățat cringe. Cu acestea am ajuns la finalul acestui videoclip. V-am prezentat cum se face întreținerea și ascuțirea unei foarfeci de curățat pomii sau de vie, cum se mai spune. O foarfecă care o folosim mai ales în acest sezon când se curăță copacii, pomii, via și alte cele. E bine ca de fiecare dată, ca să nu ne chinuim, să știm cum să facem lucrul acesta. Sper că v-a fost de folos. Până la un nou videoclip, vă doresc toate cele bune și multă sănătate și la revedere!